în biroul, în sertarul domnului Fudor, nu s-a întâmplat nimic. Și atunci când am organizat licitațiile, sumele au fost prea mici. Nu am avut ofertanți. La negocierea directă pe care am avut-o cu firme. Vă rog frumos, dacă permiteți. La negocierea directă, acolo unde firmele au depus oferta, are ieșit o valoare foarte mare, de 60 milioane de lei. Valoare pe care trebuie să o creștem dacă organizăm o altă licitație. Și nu mai avem timp să implementăm acest proiect fără a risca corecții financiare. Mai mult, Botoșenele comunicările pe care le-am avut, pe care sunt convins că le-ați avut și dumneavoastră, ne-au transmis că nu mai doresc infrastructură pentru tramvaie, pentru că trebuie să luăm măsuri urgente, acolo unde